La începutul acestei săptămâni, într-un cadru festiv, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, 5 tineri pompieri au fost numiți în funcții ca urmare a promovării concursurilor susținute în luna noiembrie a anului trecut. În cadrul activității care a debutat cu intonarea imnului de stat al României, inspectorul șef, colonel Florentin Dragomir, le-a înmânat tinerilor pompieri primele lor grade din cariera militară, respectiv gradul de sergent major. Conducerea unității l-a urat bun venit în colectivitate noilor pompieri, pe care i-a asigurat de tot sprijinul în desfășurarea activității. Începând de luni, 5 tineri pompieri și-au început activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, ca urmare a promovării concursurilor susținute în luna noiembrie anului trecut. În cadrul activității, care a debutat cu intonarea imnului de stat al României, inspectorul șef le-a înmânat tinerilor pompieri primele lor grade din cariera militară, respectiv gradul de sergent major. Doi dintre subofițeri vor ocupa posturi în cadrul Inspecției de Prevenire, alți doi în cadrul Serviciului de Comunicații și Tehnologia Informației și unul în cadrul compartimentului informare și relații publice. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, timp de 6 luni, pompierii vor fi îndrumați de ofițeri cu experiență, desemnați tutori profesionali. Conducerea unității le-a urat bun venit în colectivitate și i-a asigurat de tot sprijinul în desfășurarea activității. Doi tineri subofițeri vor ocupa posturi în cadrul Inspecției de Prevenire, compartimentele control și avizare, autorizare, alții doi în cadrul Serviciului de Comunicații și Tehnologia Informației, compartimentele comunicații și mentenanță și unul în cadrul compartimentului informare și relații publice. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu timp de 6 luni, pompierii vor fi îndrumați de ofițeri cu experiență, desemnați tutori profesionali.